Excelent! Rune, David, de la puterea mea, mai vorbit la telefon. Sigur. Hai. Domnule Mario, ați înviorat atmosfera. Iată pe scena liberalilor, astăzi a fost prezentat programul de guvernare. Asta vorbeam și cu domnul Flutur. Sunt foarte multe puncte comune și cu programul prezidențial și cel de guvernare și totuși sunt și diferențe. Ne puteți dezvolta un pic subiectul? Este firesc să fie puncte comune pentru că... Este firesc să fie puncte comune pentru că suntem o echipă și mergem împreună la, atât la parlamentare cât și la prezidențiale. Și poate că dacă sunt diferențe, ele vin din faptul că președintele trebuie să aibă o arie mult mai mare de privire asupra lucrurilor și acolo poate apar unele lucruri care nu sunt încă în sincron. Este pregătită Slatina pentru alegeri? Da, Slatina este pregătită pentru alegeri. Slatina deja a câștigat o rundă de alegeri, poate cel mai important în ultimele 30 de ani și cu siguranță Slatina va fi pregătită și pentru prezidențiale și parlamentare. Mulțumesc. Și eu să rămân.